Sâmbătă la party, Andy și Daria au dialogat, iar el și-a manifestat interesul în ceea ce o privește. Din toate fetele singure, chiar ai avut efectul unei pastile. Mi-ai dat un efect apoi, nu știu de ce, nu știu cum, n-am idee. Dar n-am făcut nimic. Asta e chestia. Și eu sunt uimit. Cred că este efectul emisiunii. Okay? Efectul emisiunii, deci dacă... Așa că, nu știu, sunt curios să știu la tine multe chestii. Și de asta am zis, să te deranjezi în seara asta. Nu mă deranjez. Și observând că Alex a tot dansat cu Daria după încheierea petrecerii, Andy l-a confruntat pe acesta. Zici ce faci, te bagi pe dare sau nu, să știi ce am eu de făcut. Eu pur și simplu am fost părincul de dans, am rezonat în a dansa și gen așa s-a întâmplat, nu știu. Dar n-ai încă o decizie. Am vorbit cu Daria în seara asta. Așa? Numai că te-ai atins pe dans, pentru mine e așa. Da mă, Daria, tu m-ai întrebat dacă am avut decizie. Am dansat cu ea și atât. Nu te grăbi, nu te prepi. Eu nu mă grăbesc, Nu mă întreba pe față dacă mi-am ales eu cineva. Eu am fost exclusiv, i-am zis, din toate trei am vrut să dansez cu tine în seara asta. Și am zis clar. Eu din toate trei am vrut să dansez cu toate. Faptul că a dansat cu tine, pentru mine e așa. Da, eu n-am timp cum a făcut Mali și Andrei să mă împart pe femei sau, adică... I-am zis, dintre toate îmi place tu. Pum. Ieri, indirect cu zâmbetul pe buze, Daria și-a arătat nemulțumirea în privința discuției dintre Andy și Alex. Foarte amuzant. Măi, băieți, aș vrea să ies total din jocurile voastre, inclusiv din viziunea lui Alex. Dacă am fost sau voi fi, eu să vreau să ies de acolo, pentru că nu sunt tipul de femeie să intru în astfel de jocuri. Doar n-am lansat, fiind. Eu așa o iau. Bine că a fost. Și eu și dar aveam acești păreri, pentru că chiar asta mă refeream. Nici eu nu vreau să fiu într-o cursă cu o fată care, nu știu, poate e zărutată pe gât. Adică a avut o intimitate care pentru mine a fost ceva foarte important și mi-am tras concluziile, mi-a fost de ajuns. Nici Ioana nu are o părere prea bună despre discuția pe care au avut-o băieții cu privire la Daria. A fost... penibil rău de tot situația de la party, penibil a fost. Și nu aș fi vrut să fiu ipostazată nici un minut. Eu nu știu dacă așa s-au văzut și băieții când am socializat cu ei. Eu sunt o persoană puternică, n-am treabă. Ești o persoană foarte, foarte bună. Ești un om foarte bun. Mulțumesc. Sunt sigură și simt că mă așteaptă ceva mult mai bun afară. Simt asta. Și anume ce îmi doresc eu ceva mult. Simt. Eu sunt surprinsă de cum au degenerat lucrurile. Am rămas cu un gust amar și cu o părere așa. Și zicea Marius acum către mine că ar trebui că o să vină să vorbească cu tine și că vrea să spună că ar fi bine să nu mai lași ca oamenii să se apropie atât de mult de sufletul tău. Că ești interpretată ca și când ai fi o femeie foarte ușoară. Exact asta îmi zicea la ureche. De atâtea ori am demonstrat la toată lumea că sunt o persoană super bună, dar efectiv bărbații știu că conștientizează faptul că nu mi-ar putea face față mie ca femeie, din cauza că am un caracter foarte puternic. Da, și asta e ok, pentru că eu când văd un bărbat fuge de chestia asta, eu știu că ăla nu-i de mine. Nu-i pregătit. Și eu n-am nevoie de o armă slabă în viața mea. Crede-mă, am foarte multe chestii bune de ascult, dar nu mă pot oferi, pentru că... Da, normal. Dacă mă ofer din prima, aș suferi. Și eu știu să mă apăr să nu sufăr și ofer doar o mică parte. Dacă tu ca bărbat ești capabil să o vezi și să poți să fii capabil să vezi mai mult în ea, aș aprecia enorm. Dar mai mult nu pot să-ți ofer. Așa. Dacă nu simt reciprocitatea de la început, nu mă pot deschide în fața ta. Când am zis bărbat ca lumea, nu vreau bărbat ca lumea să vină să se pună aici, să-și pună litra de bere și să vorbească de Daria. Că lumea nu vorbește așa de mine, că am și eu un nume și am și o imagine. Și da, mi s-a dezgustat complet de imaginea. S-au trezit ei doi să vorbească, frate, de mine, cu bere în gură și cu cârnați la bord. Dezgustător. De-aia mi s-o lua și am zis că eu nu mai intru jocurile alea, pentru că nu sunt ține, nu sunt variante și nu, eu sunt prioritate. Așa că dacă știi să faci de mine prioritate, ți-o oferesc exclusivitate, dacă îmi și place de tine, dacă nu. Dar haideți să aflăm ce s-a mai discutat în casa băieților despre acest subiect.
Dar trecem peste aparență cu dansul. Okay. A fost la jumate un sărut pe gât și dacă eu decid să mă retrag dintr-o competiție în care tu ca femeie accepti un sărut pe gât, eu o pot face. Dar eu vreau să te întreb altceva, pentru că nu s-a înțeles sau n-am înțeles eu bine. Ce a fost ceea ce te-a deranjat atât de mult? Intimitatea pe care eu am avut-o. Dar cu toate astea, uite, acum vreau să vorbesc cu Daria, pentru că unul la mână, parcă simt așa ca și cum aș fi reacționat urât la o situație, dar o situație pe care nici nu vreau să zic așa, pentru că și eu mă simt în primele ore a unei cunoștințe când vorbesc cu ea. Unul la mână am dat ideea gen de a fi, gen îmi place Daria și chestia asta nu e adevărat. Doi la mână, poate să fie concurs, poate să fie misiune. Dar dacă eu ajung într-un moment în care zic ok, fata asta nu prea e de mine, o pot face. Pentru că sunt mici detalii care pentru mine contează. Și apoi întrebarea care eu mi-o pun de două zile, gen, mă, am știut că a avut, să zic așa, o intimitate și cu Liviu. Poate la un moment dat i-a plăcut și de Marius. Și... Ascultă-mă, Andy, aici ai să încerci. E practic cu Marius, ascultă-mă, pus într-o cunoaștere. Ce înseamnă cunoaștere? Să te descoperi mai mult, ca să-ți faci o idee, să vezi oare pot comul ăla să înclădesc un viitor. Că practic tu alegerea asta care le faci în emisiunea asta e pe viață. Tu practic îți găsești aici un om cu care o să începi prima dată din lucruri mărunte, a comunica. Pe urmă, hai să ne cunoaștem. Și pe urmă vezi, de aici tragi o concluzie. No, avem lucruri în comun. Oare putem amândoi să rezonăm pe viitor împreună? Mă înțelegi? Ok, tu te-ai axat direct pe Daria. Uite-te, asta îi explicam și lui Marius. Nu lui Marius, lui Alex, deja se spre mult, vă încurc. Lui Alex. Sunt trei fete singure. Era Luiza, Daria și Andreea. No, încearcă să comunici cu toate trei și de aici poți să vezi tu cu care rezonezi tu mai bine. Da, da, eu am reușit să mă arunc cum ar fi doar pe situație, exact. Și să mă aștept ceva. Da, 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 într-adevăr, dar eu... Ăsta e formatul. Eu nu mi-am permis să zic ei ceva. Așa că reacții de acum din live, că vai, că m-am simțit... Cum te-ai simțit? Că cine ți-a zis ție că ai făcut sau ai greșit ceva? Eu vorbit doar de situația mea, care mă simt așa... Și nu știu, aici eu am impresia că în emisiunea asta trăiește cu impresia că noi băieții facem și trebuie să sperăm ca o femeie să mă salveze din lavă. Eu așa o văd. Nu, eu pot ca bărbat să am și eu pretențiile mele față de o fată. L-ai judecat prea aspru pe Andy. I-am zis eu. Cum? Prea aspru l-ai judecat pe Andy. Nu mi s-a părut absolut. Nu mi-a plăcut cum s-a vorbit și cum ăsta. Și nu mi-a plăcut, nu că mă deranja faptul în care ei au vorbit de mine. Cu gura aia plină și cu berea și așa, cu pahar. Așa puteți să vă arate și pe voi în dimineața aia. Eu nu am scos numele lor pe gură. Nu. Eu am făcut Caterinca cu Ana total altceva. Unele persoane au fost mai bete decât au fost băieți, așa da. Că... A venit apoi și momentul în care Andy și Daria au purtat o discuție fără alte persoane prin preajmă. Țin să mă cer scuze. Nu, a fost greșeala de partea mea. Am perceput eu modul tău de exprimare greșit. Am stat și analizat mai bine situația. Dacă spuneai că doar ea mi-a atras atenția de la început, nu, ci doar că dintre cele trei. Ok, dacă este distanționează și ție? Că mi-a atras atenția, că știai, de-aia mi s-a părut ceva wow când... E ok, trebuie să înțeleg eu modul tău de exprimare mai bine. Este foarte greșit, asta îmi dau seama, dar nu, astea cuvintele am. Am înțeles intenția ta, doar că am înțeles eu greșit din acel material, okay. Cum ai vrut să scoți tu la evidență și... Am zis că o să vreau să vorbesc cu tine, să-mi cer scuze pentru că am înțeles eu greșit. Ce scuze de nimic. Vreau să vorbesc deja până în material, dar apoi mi se părea corect gen să vezi materialul și să-ți faci o părere mai completă despre situație. Chestia e mult mai simplă de atât, pentru că mie nu îmi placi sau nu îmi placi încă, pe mine mă atragi. Eu de-aia am venit la tine, la altă seară, eram în căutarea motivelor să-mi placi. Și de asta, oarecum, când vreau să mă întorc și să-mi recalculez și pașii, să fac câțiva pași înapoi, pentru că eu nu vreau să zic că n-am timp de Daria sau n-am timp să rup. Nică chestia ce vreau să spun e că nu... În momentul în care eu sunt curios să descoper în tine motive să îmi placi, am văzut o intimitate care m-a deranjat foarte mult și asta pe mine mă autorizează să îmi fac pași înapoi. Da, știți cum e aici în povestea asta? Și el a zis, dar și ea a zis. Erai foarte nervoasă, ai spus niște lucruri, cum le-ai spus. Vreau să știu dacă părerea doamnei Crin acum că ai exagerat te-a făcut să mergi la el să ai acea discuție.
Andy a venit la mine să vorbim, nu eu m-am dus la el. Și am simțit că simțea nevoia să vorbească cu mine și atunci am zis că trebuia să-mi cer și eu scuze pentru că am perceput greșit modul lui de exprimare. Dar am vorbit mult mai multe în care le-am explicat cum am înțeles eu, mi-a explicat și el mie cum m-a înțeles și acum totul e ok. Atât doar că m-a deranjat situația în care vorbea el cu Alex, adică era un cadru total neplăcut și asta m-a deranjat. Dar dacă nu mâncau cărnați și nu beau bere, era ok? Adică nu... Probabil că dacă erau doi bărbați la un costum, la o masă, la un pahar de vin și vorbeau despre mine, era altă imaginea. Poți să intervin puțin? Te rog, dar n-ai costum. Da, îmi pare rău. Mâncam și spontan m-a întrebat, mi-a zis Andy, ia loc. Și am crezut că îmi zice să ia loc, gen să mănânc jos. Și eram deja cu cârnatul în mână, adică nu... Îmi pare rău că sună așa... Și l-am întrebat, da, ok, zi. Și eu l-am întrebat și pe Daria și așa a început conversația. Am cer scuze că nu m-am schimbat în cămașă și mi-am pus par de vin și să-l țin așa. Așa a fost tot o rând. Te iert de data asta, dar cu gura plină nu se vorbește. Faza cu... Uite că eu mai vorbesc cu gura plină. Cer scuze. Și faza cu? Sau tu ziceai faza cu? Dar eu pur și simplu... Da, zi. Eu am zis de la început că vreau să stau cu fiecare fată în parte, să stau de vorbă, cum am vorbit și cu Sergiu și mi-a dat și în continuare același sfat. Am simțit să dansez cu ea, nu știu, așa a fost să fie. Pur și simplu nu dansasem deloc, te-a deranjat, nu te-ai simțit ok? N-am spus nimic. Și eu urât să zic a doua zi că, vezi, Doamne, mi s-a părut, adică eu de cât am răspuns la întrebările lui Andy și m-a strict am comentat despre situația voastră în care ați vorbit de mine, nu de altceva. După na, ai băut, ai dansat la alea, te-ai dus în bucătărie, ți-era foame, așa a fost, așa a picat. Ok. Sunt de acord, n-a fost ok, dar okay. Eu îmi cer scuze, personal. Andy, pe tine ce te-a supărat din toată treaba asta? M-a supărat, sincer să fiu, reacția mea, atât. Adică eu, unica chestie ce am de spus despre mine, să evoluez în continuare și atât. Auzi, dar fii atent că nu am apucat să discutăm ieri. Tu păreai așa ușor deranjat că în material de prezentare tu ai fost plăsmuit așa ca un personaj bun. Adică e o jignire? Nu, dar nici nu vreau ca să avem o reacție opusă în momentul în care mă demonstrez a fi un uman care reacționează greșit în anumite situații. Doar atât. Mi s-a părut că au fost adică era prea mult, domnule, prea mult omul ăsta bun care salvează copiii și planeta, da, și pentru așa. Pentru că a fost și aici și la Caprici. A, păi, dar nu, că așa e procedura. Se dă și la Mireasa și se dă și la Caprici. Deci nu ești așa bun cum au zis colegii mei. Sunt o persoană ca oricare alta și dacă am demonstrat că pot fi bun, e doar pentru că am avut timp să mă implic în anumite chestii, dar cred că toți suntem la fel de buni și la fel de răi, așa că... Hai să ne întoarcem la Daria. Tu spuneai că nu-ți place Daria, dar te simți atras de ea sau te simțeai cel puțin? Când am decis să vorbesc cu Daria, este pentru că am fost atras. Pentru mine atracție înseamnă curiozitate și plăcere înseamnă interes. Ok. Eram curios să o descoper și să găsesc în ea anumite motive pentru a ajunge la step-ul ulterior și a-mi place, poate. Da, asta am vrut să subliniez într-o oarecare măsură, să zic așa. Dar tu, nedeclarându-i ei foarte clar intenția asta, ea s-a simțit liberă să danseze, practic, oricare băiat. Sigur, a fost chiar... Tu ai luat-o foarte personal. Da. Da. Cu toate că în acea seară chiar am avut foarte multă atenție din partea Dariei, chiar, adică am vorbit mult timp, am petrecut câteva zeci de minute bune împreună, așa că nu... De asta zic, unica vină în toată situația am avut-o eu, cu reacția mea și mi-o asum, altceva nu prea e de zis, adică... Ah, ei. Ok, a deschis o paranteză. Nu mâncam cărnați, n-aveam peturi, da, de bere. Da, tu mâncai covrig. Data viitoare când mă întreb ceva, ai grijă să nu mâncăm. Tu mâncai covrig. Dar și tu ai mâncat un cărnat. Mm-hmm. Păi da, dar nu am vorbit cu gura plină despre băieți. A apărut rău, exact, cum a spus ea. Trebuie să mănânci cu stil. Că a apărut într-o situație în care... Vreau să par la TV, vezi, Doamne, și afară, mă. Sunt natural, așa. Așa sunt și eu. Apreciez. Ce voiam să spun este data viitoare să facem 3D. Am simțit okay. Un pic că... 3D. Iertați-mă, am simțit pentru o secundă că căutai un mic motiv ca să te iei. De-aia am luat așa, că dacă nu era asta, nu mă deranja.
Ce vreau să spun referitor la Andy este că i-am explicat și lui că a fost strict decizia lui de a mă place pe mine și așa arăta interesul față de mine și că m-a deranjat puțin faptul că a cerut exclusivitate din partea mea, ceea ce tind să cred că ți-am oferit după cum ai spus și tu. Și 20 de minute. Este strict alegerea lui dacă dorește să aștepte în continuare, să-l cunosc mai mult sau mai puțin. Pe de altă parte, Daria, când tu spui, e a doua oară când te aud, prima dată a fost aia, că băieții din casă sunt nu știu cum ăștia. Și acum, în discuția cu Ioana, tu spui că ce caut, nu e, nu, nu e aici. El simt că nu e aici și simt că mă așteaptă afară. Tu nu ai cum, atunci când ești atât de categorică, să îi faci să fie, să vină spre tine, înțelegi? Pentru că cumva, așa se vede de la mine, e desconsiderat. Ok. Așa sunt eu, probabil ar trebui să găsesc pe cineva ca și mine, ca să simt și eu că e reciproc. Da, care e? Nu poți, eu vreau să-ți iau pulsul acum, tu vrei să mai cunoști, uite, avem atâția băieți singuri în casă, că cred că sunt mai mult singuri decât în cuplu. Tu vrei să mai cunoști pe cineva? Da, sigur. Sau simți că... Asta e, nu e niciunul de aici. Am spus că în continuare vreau să rămân în casă, deci nu am spus păi, da. Vreau să... Una e să vrei să rămâi în casă, că așa sunt multe motive pentru care vrei să rămâi în casă, dar în principiu cei care rămân în casă rămân ca să cunoască pe cineva și să... Sigur, fără ca asta să însemne că va duce undeva. Am spus că o să vreau să-l cunosc pe Andy în continuare, okay, pentru că avem multe subiecte de povestit și încă nu am apucat. Andy, e reciprocă treaba? Dacă vreau să îmi continui cunoașterea cu Daria. Dar nu, eu nu vă întreb dacă mai ești interesat să o cunoști. Sunt la același nivel ca sâmbătă seară, în care eram atras de o persoană, dar nimeni mai mult. După Bine, păi atunci să vedem, poate... Eu consider că totuși e mai mult decât atracția de care zice Andy. Ia, spune, de ce? Argumentează, te rog. Păi am stat de vorbă cu el și treaba asta cu... Mi-ai lipsit, așa, cu... Eu considerațiile cred că tale, cred că și place și vă spun și de ce. Cui? Altfel, lui Andy. E și dorință și plăcere acolo, pentru că altfel nu l-ar fi deranjat și nu ar fi luat așa personal gestul acela făcut de Alex. Adică n-are cum să te deranjeze un gest din partea unei fete care tu o placi sau ești curioasă de ea. Să știi că nu a fost un pupic pe gât. Nu știu dacă. N-a fost niciun pupic. Dar n-are cum să deranjeze. Ia așa, Daria. Dacă tu nu-ți dorești ceva mai mult cu fata aceea, asta vreau. Dacă nu-ți dorești ceva mai mult cu ea, n-are cum să te deranjeze. Hai că vreau și cu pupicul să lămurim. N-a fost un pupic. Și atât. Marius, te rog să... Da, iertu-mă. N-a fost un pupic, oricum. Și așa a văzut și Alex în privința lui Bogdan, că s-a pupat cu cine? Cu Andreea. Deci în seara aia a fost numai miraj. În fața ochilor lor. Măi, nu mai miraje. Măi, a avut timp să observ multe în seara aia. Ce să zic? De ce mi-ar place Daria? Nu am înțeles. Nu, eu cred că... Deci tu ești mai mult decât curios. Asta vreau să exprim. Pentru că dacă nu ți-ar fi plăcut de ea la modul că ai fi vrut mai mult... Interesat, vrei să zici? Interesat, da. Nu te deranja treaba asta. Ok, și plecai, știi? Dar din momentul în care tu te arăți puțin deranjat și asta înseamnă că poate tu ai fi dorit să fii în locul lui Alex. Da, ia zi-mi ok. Cu siguranță eu aș fi dorit să fiu în locul lui Alex, dar asta nu înseamnă că îmi place sau sunt îndrăgostit de Daria. Repet, n-am zis, atras de Daria. A zis că ești interesat. Dar stai un pic, am și o curiozitate, Marius. Da. Dar Daria îl place? Daria? Da. Daria a răspuns așa interesului ăsta. Adică cred că și ea e cum țin a să fost. Menționez faptul că nu a fost un pupic pe gât din partea lui Alex. Singurul pupic a fost acel pe frunte. Dar eu vorbeam de Andy, ce? Da. Deci Daria a răspuns interesului. Adică cumva au stat și au comunicat, au stat la vorbă, s-au deschis în fața lui. Cred că e curioasă și ea să îl cunoască pe Andy. Da. La un moment dat dansam cu Daria, eram distanțat și a venit Andy și ți-am făcut semn. Haide, suntem toți singuri, da, adică suntem toți, trebuie să cunoaștem, să... Ok, eu îți mulțumesc că ai fost atât de te-ai comportat atât de frumos. Numai că eu în viața mea și în experiențele trecute, când o persoană mă invită și e deja cu o persoană, eu nu prea mă bag în mijloc. Da, așa sunt eu. La mireasă, toți suntem singuri, trebuie să cunoaștem. Da. Nu te dai chiar toți singuri. Bine, okay. Toți de acolo, de pe ring eram, toți trei.
Dar totuși, dacă nu era pupic, ce era pe gât acolo? Nu știu, intrasem într-un rol așa cu telefonul, cu dansuri, cu alea și atât. Era, a fost o chestie, o caterincă, cum se zice. Întrebați și de sărutul cu Bogdan și Andreea. După Alex. Da.